Ce înseamnă să te descurci în viață? Dacă s-ar face un sondaj pe tema asta, că într-un procent covârșitor să răspunde să faci bani. Cât mai mulți, cât mai repede și cu cât mai puțin efort. Dragi de Sondare a opiniilor Publice, vă rog să nu faceți un asemenea sondaj. Suntem oricum destul de deprimați și așa. Există, evident, mai multe obiective posibile și mai multe feluri de a le obține. Dacă vorbim despre bani, nu pot să nu-mi aduc aminte despre un schimb de replici din piesa Elisabeta I de Paul Foster, montată în anii 70 la Teatrul Bulandra, la Stala Studio, azi Toma Caragiu, de către Liviu Ciulei, cu Clodi Bertola, Irina Petrescu, Ion Caramitru, Toma Caragiu, Mircea Diaconu, Dan Nuțu, George Oprina, Emeric Șefer, Florian Pitiș. Ce nume, ce nume. Majoritatea cu roluri multiple. Un schimb de replici zic între regină și sfetnicul ei într-un moment în care misteria regatului era goală. Cum să facem rost de bani? Păi, cum s-a făcut întotdeauna? Afli cine are, îi dai în cap și ei. Dacă excludem totuși mijloacele infracționale, nu doar jaful și furtul calificat, ci și escrocheria, delapidarea, mita, corupția, și dacă ne păstrăm un paradigma cu cât mai puțin efort, atunci rămân cercetoria și jocurile de noroc. Altfel, banii se fac greu. E nevoie de idei, energie, efort, răbdare și deloc neglijabil curaj. Curaj? Da. Împreună cu trei colegi din IT am înființat una dintre primele firme private din România. N-am pierdut, n-am câștigat. Doar că, la scurt timp, s-a schimbat legea, trebuia să avem un capital social de minim 100.000 de lei. Fiecare dintre noi avea un apartament a cărui valoare acoperea suma. Dar niciunul n-am avut curajul să-l punem la bătaie. Și gata, am desfințat firme. Marile averi din Occident, la care ne uităm cu jini, s-au format în trei moduri. În timp, de-a lungul a generații, urmarea unei idei sclipitoare sau primar lovituri pe bursă. În România, bine, hai să vorbim de altceva. Altceva decât bani. Să te descurci în viață înseamnă înainte de toate și peste toate să-ți găsești locul potrivit. Meseria potrivită, pasiunea potrivită, locul de muncă potrivit, locuința, localitatea, țara, stilul de viață și nu în ultimul rând partenerul de viață potrivit. George Coșbuc spunea, dar ce folos de boi și vaci, nevasta dacă nu ți-o placi, e da, intrăsne toate. Valabil valabise și și pentru 4 ori 4 și vilă, în loc de boi și vaci. Găsești meseria, locul de muncă, stilul de viață potrivit din prima încercare? Sigur! La fel de sigur cum e să câștigi marele premiu la loterie. Trebuie să te străduiești, să cauți, să evaluezi, să ai curajul să refuzi și curajul să schimbi. Dar buna intenție, motivația și eforturile nu sunt suficiente. Mai ai nevoie și de cel mai valoros capital al vremurilor informația, pe care poți visa să o găsești la televizor, pe internet, la un pahar de vorbă sau în cărți. Eu pariez pe cărți. Aici găsești tot ce trebuie. Dragi prieteni, azi avem o ediție cu totul specială, dând cursul unei vechi dorințe pe care era să nu avem curajul să o punem în practică. Avem nu doi invitați celebri cu o bogată carieră în spate, și doi tineri, ca să vedem împreună pe ce pariază ei. Cu siguranță tineri ca ei, cu obișnuința aplicațiilor pe telefon, dar și având curiozitatea specifică vârstei, se vor descurca să ajungă aici, pe strada spătarului numărul 22, în cea mai veche casă din București, Casa Melic, unde ne aflăm prin amabilitatea gazdelor noastre. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, așadar, astăzi dăm cuvântul tinerilor. Eva Tatu este elevă la Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu și a venit special de la Giurgiu pentru această emisiune, lucru pentru care îi mulțumesc odată în plus. Și membră în bordul copiilor UNICEF, a contribuit la raportul copiilor referitor la implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Copilului, a avut o bogată activitate media în cadrul hashtag Kids Takeover, desfășurat de UNICEF România pe durata pandemiei de COVID-19, a ținut discursuri în care a pledat pentru consultarea și implicarea copiilor în decizii cheie la nivel internațional. A stat de vorbă cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și alți înalți oficiali europeni a dat interviu la Sky News Arabia, la Radio France, TVR și alte posturi de radio sau TV. Îți mulțumesc frumos că ai venit la emisiunea noastră. Mi e plăcerea Rareș Constantin este elev la Colegiul Național Grigore Moisil din București, părinții sunt ingineri, dar el este pasionat de artă, motiv pentru care plănuiește să urmeze un arte, Universitatea Națională de Arte. În 2023 a participat la o conferință OECD, deci Organizația Europeană pentru Cooperare și Dezvoltare, de la Parlament, intrând în programul Project Infinity. Pentru acest proiect, el și colegii lui au și un podcast, un podcast la care au avut o invitată inclusiv pe Ligia Deca, Ministrul Educației. Țin să spun că are și ne-a fost recomandat de profesor Alexandra Dragomirescu de la Colegiul Național Moisil, alături de alți colegi. Ne-a fost foarte greu să alegem pe cei doi tineri aici de față, pentru că la apelul nostru am primit foarte multe recomandări din diverse părți, căci, ghiciți ce, avem tineri formidabili. Eva, Hai să începem cu ceva soft, să zicem așa. Spune-ne care este, ca să zic așa, viața ta. Cum arată o zi obișnuită în timpul școlii? Um, eu fac ore după amiaza, dar totuși de pe la începutul clasei a 10, a sfârșitul clasei a 9, mă trezesc mereu la 8 sau înainte de 8. Că am descoperit că îmi dă mai mult timp în zi să stau dimineața și după aia să fac tot ce am nevoie să fac de la 10 jumate, 11 încolo. Să zicem că mă uit la un film, găsesc o formă de distracție, distragere până pe la 10 jumate, 11. După aia depinde ce, dacă am de făcut aplicații pentru diverse oportunități, dacă trebuie să completez documente, să așa. După aia fac teme și după aia de la 2 mă duc la școală unde stau până la 8 și mă duc acasă, mănânc, mă colc. E un program greu? Nu, pentru mine nu mai e un program greu pentru că mi l-am structurat singură în așa fel încât să fie cât mai util se poate, dar trebuie să recunosc că mi-ar fi fost mai bine dacă făceam orele dimineața. De ceva sport ai timp? Nu mai fac sporturi, făceam când eram mică, dar mi-ar plăcea să mă apuc de un sport. Chiar vorbeam cu aimii să mă apuc de un sport la vară. La vară. Uh, în weekenduri? În uh, weekenduri mai ies cu prietenii, din nou fac ce am de făcut pentru activitățile mele extrașcolare, citesc, mă uit la filme, stau cu familia, nu e un program fix. Am înțeles. Rare și aceeași întrebare, cum arată o zi obișnuită a ta? Da? Păi, eu am o de dimineață, așa că la șase jumate mă trezesc. Vezi, e în avantaj. La, <laughs> la șapte jumate ajung la școală, când încep orele, la unul jumate se termină. Pe la două ajung la sală, de obicei, unde stau cam, depinde, o jumătate de oră, o oră. Ajung acasă și după mă uit ori de teme, ori trebuie să editez un podcast, ori trebuie să mai vorbesc cu colegii mei legat de a planifica anumite podcasturi sau să vorbim de fel și fel de oportunități. În rest, mai desenez și tot așa până pe la 11 când mă culc și o iau de la capăt. În afară de doamna ministru pe care am pomenit-o deja în prezentare, ce altfel de invitați aveți la podcast? Păi, l-am avut pe domnul Alexandru, secretar de stat. Acel podcast este în română. Podcastul cu doamna Deca este în engleză. Tocmai pentru că, făcând parte din proiectul ăsta internațional, am vrut să fie cât mai vizibil, să fie ușor de urmărit pentru toată lumea. În rest, avem câțiva invitați. Am avut-o pe doamna Liz Ryan. Este o doamnă care este CEO și lucrează în principal pentru a ajuta oamenii cu cariera, da, cum să-și o plănuiască și are undeva la 3 milioane de followeri pe LinkedIn. Este... a fost prima invitată și mi-am dat seama că oamenii sunt foarte drăguți în momentul în care văd că cineva este pasionat și vrea să facă mai mulți. Și Asta vreau fost... să te întreb. Asemenea personalități nu sunt intrigate sau refractare la ideea de a participa la un podcast făcut de elevi. Cei drept am avut și noroc <laughs> și... Am dat și de persoane care n -au, ori n-au răspuns, ori n au spus că nu poate să vină, dar eu i-am și ales cumva să fie oameni cât mai drăguți. I-am ales după transparență, m-am uitat înainte ce postează, mi-am făcut temele și am ales să fiu cât mai transparent și eu, să le spun exact ce facem, de ce am contactat, care este planul și ce vrem să discutăm. Și am avut succes, cred că cam din 14 persoane, vreo 8 au fost de acord, ceea ce e destul de bine. Categoric. Amândoi aveți experiențe spectaculoase în domeniul instituțional, ca să spun așa, cu bătaie internațională. Și vreau să vorbim pe înderete despre toate aceste lucruri. Ce este bordul copiilor UNICEF în România și cum funcționează? Bordul Copiilor UNICEF din România este un grup fără o ierarhie exactă, adică suntem un grup de copii care sunt toți egali, care s-a format după declarația copiilor de la București referitoare la dreptul nostru de a ne implica și de a fi consultați atunci când vine vorba de drepturi și de modul în care ne impactează, ne influențează viața deciziile și este activ din 2019. Inițial a fost ceva mult mai mic ca număr de oameni, acum suntem, cred că, în jur de 30. Avem între 12 și 17 ani și, în principiu, acționăm pe dreptul acesta, dar pe toate drepturile la o scară mai largă. Suntem implicați și la nivel local, comunitar, național, internațional. Ni se oferă tot felul de oportunități prin UNICEF și prin susținerea pe care o primim de la UNICEF. Dăm câteva exemple de activități, de acțiuni pe care le faceți. Nu e ceva liniar să zici că este o mișcare constantă care să se ocupe de ceva exact. Dar, de exemplu, cum a fost creat prin convenție, convenția a fost primul, a dat startul, pe vremea aia eu nu eram în bord, aveam 11 ani, dar se fac evenimente, se participă la negocieri, negocieri, discuții, discuții cu statul, cu senatul, cu guvernul, în special de date de ocazii speciale, de exemplu 1 iunie sau 20 noiembrie, ziua internațională a drepturilor copilului. Și cam asta este ce e constant, ce se întâmplă în fiecare an, dar primim oportunități diverse, diferite tot timpul, cum a fost declarația pe Convenția Drepturilor Copilului de la Națiunile Unite sau COP28, conferința pe schimbări climatice. Spunem care este gradul de implicare a autorităților, adică găsiți înțelegere, deschidere. Am înțeles, da, că ați fost și la Parlament și la diverse instituții ale statului îndrăsnesc să formulez direct. Vă iau în serios? Este un subiect destul de sensibil pentru că există oameni care nu vor să colaboreze într-un mod nu neapărat ce li se cere, dar în principiu avem de-a face cu oameni care au trecut deja printr-un filtru, cum a zis și el, și sunt transparenți și ascultă și se face tot ce se poate dat fiind sistemul și că pot fi foarte avariate din anumite puncte de vedere sistemele din România. Apropo de asta, te-aș întreba pe tine, la reși, nu pe ea, care e implicată direct în, în chestia asta, din perspectiva ta, sunt respectate în România drepturile copilului? Sincer, cred că da însă îmi este foarte greu să dau un răspuns direct pentru că ține de experiența fiecăruia, ține de părinți, ține de locul în care înveți, ține de profesori, ține de oamenii pe care îi cunoști și ce pentru mine ar putea să nu însemne o încălcare, pentru alții ar putea să însemne, pentru că la fel fiecare empatizează diferit, simte diferit, uh, nu știu dacă eu mă împiedic, s-ar putea doar spune, eh, e eu zi mai proastă, altcineva s-ar putea să plângă, nu știu niciodată ce simte un om. Per total, eu zic că da, nu cred că, e, că avem neapărat o problemă atât de mare în zona aceasta. Dar implicarea uh, copiilor și a tinerilor, definitiv, în luarea de decizii de care te-ai ocupat, ca să spun așa, s-a ajuns până acolo? Se ajunge până acolo? Adică există uh, documente oficiale, la urma urmei, care să țină cont de semnalele pe care le-ați dat voi? Documente oficiale există, dar există de foarte mult timp și trebuie reformate, reformulate. Statutul elevului, de exemplu, la care lucrează cei din Consiliul Elevilor, sau convenția pe care au făcut-o colegii mei din bord, se poate lucra, se poate evolua, dar e bine că mergem în direcția corectă, din punctul meu de vedere. Spunem una, două decizii. Care vă privesc în mod direct și care ai vrea să țină cont de părerile voastre. Mi-aș dori personal să se schimbe un pic programa de BAC, modul de evaluare la BAC, pentru că nu consider că mai este actual și nu consider că materia mai este neapărat actuală. Și în afara zonei educației, mi-aș dori ca. Totul să, să se decidă să impună reguli stricte pentru mai multă siguranță. Să fie mult mai sigur să mergi pe stradă, să mergi pe stradă noaptea, și ca fată, și ca băiat. Să te simți în siguranță. Programa școlară de care a pomenit ea este o veche problemă la noi. Toată lumea e de acord că este mult prea încărcată, dar practic nu se face nimic. Tu cum vezi? din perspectiva ta, ca elev, programa pe care trebuie să o respecti la școală? Din perspectiva mea, problema nu începe acolo. În primul rând, sincer, sistemul educațional și programa este doar un plan. Dar la fel cum i am un plan că mă trezesc dimineață, merg la școală, merg la sală și așa mai departe, ăsta e un program. La fel cum, da, sistemul educațional e un program. Cum reușești să funcționezi în acel program, ține de oameni. Da? Ține de cum de relația dintre profesor și elev. Și asta s-a discutat chiar și la OECD în summit din 2023, în decembrie, și s-a observat faptul că e mai puțin important ce se predă, cât se predă, unde se predă, ci cu cine se predă. Da, este foarte important ca relația dintre profesor și elev să fie accentuată, dar trebuie să punem accentul pe ea, pentru că profesorul trebuie să fie ca un mentor. Da? Dacă dumneavoastră mi-aruncați o minge, o minge cu informații, o prind. Dar trebuie să vă arunc și înapoi. Deci nu e doar un meci de profesor că informația, tu o prinzi, o o prinzi. Trebuie să o arunc și înapoi. Și atunci învățăm. Profesorul învață de la mine, eu învăț de la el. Sigur, nu o să învețe materie de la mine, dar o să învețe altceva. O să învețe poate ceva care poate l-ajută. O să învețe ceva care l-ajută să facă o să distingă mai bine, spre exemplu, elevii între ei, pentru că la fel nu toți suntem la fel. Deci nu aș spune că e o problemă neapărat cu cât de încărcată e materia, ci cum se predă. Dar asta, asta mi se pare că contează până la urmă, pentru că poți să fii oricine, poți să înveți oricât, contează strict cu cine înveți. Atât. Sunt foarte de acord cu tine, dar nu m-am referit în sensul că e încărcată materia. M-am referit în sensul că materia nu mai este actuală și nu mi se mai pare potrivită. Am întâmpinat niște reticență când am avut o discuție despre asta, dar trebuie să recunoaștem că multe dintre cărțile pe care le avem de citit la română nu mai sunt actuale, nu mai sunt ceva pe care ți-e ușor să-l citești, pe ceva cu care poți să empatizezi și că, deși încercăm să fie cât mai variată, nu mai este. Nu mai este ceva care să ne reprezinte vreun pic și nici modul în care se dă examenul de bacalaureat nu mai este ok. Pentru că eu, de exemplu, cred că în momentul în care o să ies din sala de examen, o să uit orice, orice eseu am învățat, orice, orice. O să zic ce bine că am scăpat, mă duc la facultate. Deci nu mă referam la cu cine înveți, pentru că asta sunt de acord că este o mare problemă, dar mă refeream la ce trebuie să înveți, nu ca cantitate, ci ca calitate. Am înțeles, am înțeles. Sincer, da, aici chiar, chiar ai dreptate și cred că cumva trebuie să fim un pic mai atenți la direcția în care se mișcă lumea. Da? Numai, sunt, une, sunt foarte puține lucruri care rămân relevante pe termen lung, da? Și observăm asta la fel și în toate trendurile care apar, cum uh, toate, uh, cum spre exemplu, nu știu, avem trenduri pe TikTok, să spunem, care apar și dispar, la fel și când vorbim de anumite uh, probleme, anumiți autori, da? Uh, și așa mai departe, la fel, nu mai tot la fel de relevant. Spre exemplu, nu știu, dacă ne gândim la Miorița, da? Uh, poate că în momentul de față Condiția omului de la țară nu mai arată la fel. Și este clar că nu mai arată la fel. Nici Totuși... țara nu mai arată nici... la fel. Da, nici țara nu mai arată la fel. Dar cred că e important când vine vorba de a găsi un plan, da? de a structura orice, este să ne gândim la context. La tot contextul. Și așa găsim soluția unei probleme și așa găsim și problema. Găsim mai întâi contextul. Da? când vorbim de, de, la fel, dacă unele lucruri poate nu mai sunt atât de relevante, trebuie să ne gândim ce s-a întâmplat în trecut, ce se întâmplă acum și ce se poate întâmpla. Și să nu ne uităm numai la noi, România, nu numai la Uniunea Europeană, trebuie să ne uităm și afară, și în state, ce se întâmplă pe tot globul și după putem să luăm pușor, din aproape în aproape, să găsim o soluție. Ce spunea Eva despre faptul că și în și tu um, unele materii sau unele zone din materii nu mai sunt actuale, spunea un invitat al emisiunii noastre mai de mult că este foarte puțin probabil ca un tânăr de astăzi să mai rezoneze la Ion sau Răscoala ale lui Rebreanu, pentru că alea sunt întemeiate pe patima pentru pământ, care astăzi nu mai reprezintă pentru tineri un subiect... Dar, în același timp, rămânând în zona asta a cărților, suntem o emisiune despre cărți în principal, totuși niște pași s-au făcut. Mă gândesc la faptul că în manualele de română, de limba și literatura română, au pătruns scriitori contemporani în viață, unii chiar tineri. E, sunt semne care îți dau optimism? Adică e bine sau e prea puțin? Deși este puțin, pe mine mă bucur enorm de mult când văd în manualele care ar trebui să le folosim, pentru că nu prea mai folosim cine știe ce din manual de la liceu, când văd o autoare cu accent pe gen, când văd pe cineva care încă este în viață, numai că eu nu am nimic, nimic împotriva clasicilor. Există clasici mm. care îmi plac foarte mult Cinește. și consider că ar trebui să fie mai mult un echilibru, decât să fie unii mult mai grei decât ceilalți, mult mai luați în serios, mai în serios. Ori să fie cu influență mai mare pe ceea ce trebuie să învățăm? Um, aș vrea să ne referim puțin și la um, multitudinea materiilor pe care le, le aveți de studiat. Pentru că există păreri, și nu printre tineri, poate mai mult printre adulți, că de ce se învață istorie, că de ce se învață geografie. Impresia voastră, a ta, Eva, este că toate materiile sunt utile sau unele mai puțin tel? Sunt convinsă că toate materiile sunt utile. Din nou, cum a zis și el, poate nu sunt predate așa cum trebuie și nu ni se mai par utile. Numai că exemplele pe care le-ați dat, istoria, geografia, foarte importante. Nu poți să nu știi istorie deloc sau geografie deloc, pentru că nu poți să gândești cum trebuie. Nu poți să stai și să te gândești la ceva, să te gândești la o țară, fără să ai idee de, de istorie, de un pic de istoria oricărei țări, ca să poți să faci o comparație, chiar și istoria României. Și cum să te gândești la țară dacă nu știi geografie? Toate materiile sunt importante, ar putea fi îmbunătățite, ar putea fi predate mai bine în multe dintre școlile din țară. Sunt importante. Am înțeles. Am ajuns la minutul nostru de lectură, care este tradițional în, în emisiunea de ce aș citi. Și vreau să-l întreb pe Erareș ce carte ne-a adus și din ce carte ne va citi un fragment. Păi o să vă citesc un fragment dintr-o carte care se numește Mindset de Carol Dweck. Și este o carte care încearcă să facă diferența dintre mindset rigid și mindset flexibil. Și imediat, o am ca PDF, când ești convins de faptul că însușirile la care îți pot fi dezvoltate, ești mai motivat să înveți. De ce să-ți irosești timpul demonstrând la nesfârșit cât de capabil ești când ai putea să devii mai bun? De ce să-ți ascunzi defectele în loc să le corectezi? De ce să cauți să ai doar prieteni și parteneri care să zgâdile orgoliul în loc să ai unii care să te facă să evoluezi? Și de ce să te preocupi doar de ce e validat și testat și nu de lucruri care să te pună la încercare? Dar ne mai adus încă o carte? Da. Această carte este în engleză, Uh, nu Mărturisesc sunt. telespectatorilor că am avut o discuție cu Rare și înainte Vrea să citească neapărat dintr-o carte în engleză Am zis, mă, poate nu toți telespectatorii știu engleza Și la un moment dat mi-a spus chiar că, pot să spun, da, da Că citește numai în engleză Da, sincer, decât să vă citesc neapărat un fragment din cartea da. asta Cred că -ne aș vrea să vă spun mai multe despre ea Pentru că e foarte interesantă nu am terminat o, dar se numește subliminal și această carte încearcă să vorbească despre noul conștient, nou, de fapt noul subconștient. ideea este că subconștientul, da, în teorie, cunoaște mai multe lucruri decât conștientul și în general, cam 95% din informație e procesată în subconștient, în timp ce 5% e procesat în conștient. Dacă vedem, de exemplu, vă vorbesc trei copii în același timp nu o să reușiți și probabil să înțelegeți fiecare cuvânt, nu o să reușiți să vă concentrați. E, subconștientul reușește să prindă fragmente și de-aia lucrează foarte mult. Subconștientul lucrează mereu. Când ne uităm la televizor, lucrează. Când facem un exercițiu la matematică, lucrează. Conștientul, în schimb, este cel care se poate relaxa. E cel care se relaxează în momentul în care te uiți la un film și nu, te, nu gândești activ. Uh, și este cel care se concentrează foarte mult în momentul în care rezolvă un exercițiu. Și totuși, Chiar spune și în carte faptul că în momentul în care te concentrezi foarte mult, spre exemplu, joci șah, crește doar cu 1% puterea de concentrare a conștientului. Deci, vedem că e o discrepanță foarte mare. Și mi se pare foarte interesant pentru că cărțile de genul. O, și... o arăt eu la cameră? <laughs> Continuați ideea. Așa? cărțile de genul mi se pare că ne ajută să înțelegem un pic mai mult despre minte, despre noi, să ne gândim un pic mai mult la uh, cum ne afectează lumea din jurul nostru și ce concluzii putem să tragem de acolo. Spre exemplu, este chiar o mică poveste la început despre mama autorului care ținea o, o broască testoasă și tot spunea, ia uite ce fericită pare, ia uite ce zâmbăreață este. Ei, și asta este un mod în care noi încercăm să atribuim um, anumite emoții, da, unor animale, să le animăm sub o formă sau alta. Și mi, se pare foarte drăguț, pentru că un lucru pe care sigur l-am făcut toți, e un lucru pe care îl fac copii, nu? Când se joacă cu popușile spre exemplu, sau când se joacă cu mașinile și... Am înțeles. Văd aici pe coperta a patra că autorul Leonard Mlo din nou, cred că am, sper că am citit bine, este recomandat de către Stephen Hawking, care spune că, este, că niciodată nu ratează autorul să facă știința în același timp accesibilă și plăcută, entertaining, distractivă, putem să spunem și așa. Cam despre asta ați vorbit și voi mai devreme, referitor la modul de a preda o materie care să fie și plăcută și utilă. Vreau acum să ne întoarcem la activitățile voastre care sunt, cum spuneam, spectaculoase și vreau să ne spui, Eva, câteva cuvinte despre programul COP28. Cum ai ajuns? Cum ai fost selectată? Nu înțeleg că a fost o selecție. Uh, da. Am primit... Pe grupul de bordul copiilor am primit mesaj cu Hei, am primit oportunitatea, oportunitatea asta care e foarte cool și poate vă interesează și link. Și am trimis aplicația, nu știu exact unde a fost trimisă, la care birou al UNICEF-ului. Deci nu sunt în măsură să spun asta și nici nu știu cine altcineva a aplicat. Dar am primit mesaj cât timp eram cu o prietenă afară după școală. L-așteptam pe tata să vină să mă ia. Și am primit un mesaj bună, o să te duci la conferință, la COP28. Și am fost foarte fericită. Și Cred după aia, la câteva zile după, a început panica. Pentru că COPA COP28, cel de anul trecut din 2023, a fost prima conferință ONU, primul COP, care a primit copii ca delegați. Și prin copii mă refer la persoane sub 18 ani, să nu ne gândim la copii atâta care vin acolo și discută legi și probleme climatice. Și uh, unde a avut loc conferința? În Dubai. Wow. La Expo City. A fost perceput într un mod foarte interesant de persoanele din liceul meu faptul că s-a ținut în Dubai și de multe ori se vedea numai fațada faptul că este în Dubai, a plecat la Dubai. Nu vine la școală păcea, pentru e, că de. este în Dubai, doamna. Dar uh, s-a trecut și peste... Asta era o, o întrebare pe care oricum voiam să vă pun. Uh, cum privesc colegii voștri, cum privesc colegii tăi uh, această activitate a ta? Te-au băgat la categoria tocilar sau mm. ceva de genul Eu nu sunt în categoria tocilar, dar uh, sunt cumva în categoria Hei, mai treci și tu pe la școală? Pentru că odată la ceva timpul îmi apare câte o chestie extrașcolară care ocupă foarte mult timp. Poate să ocupe 12 ore pe zi, poate să ocupe 10 ore pe zi și este greu cu mersul. Acum nu știu cum să mă, gând cum să mă gândesc la ce gândesc colegii mei despre mine, dar ca medie... E destul de mic nivelul de înțelegere. Adică nu înțeleg ce se întâmplă de multe ori. Și care e miza? Da. Pentru că de exemplu, conferința ONU pe schimbări climatice pentru mulți a fost Dubai, plajă, da. muzică și așa Grianor. mai departe. Burj Khalifa. Grianor. Exact, Burj Khalifa. <laughs> și când am avut repetiții pentru teatru, am fost într o piesă de teatru ca membra unui personaj colectiv în figurație, a fost Chiulește. Foarte multă lume era convinsă că Chiulesc, deși eu mergeam acolo de dimineața până seara la repetiții în fiecare zi. Nu pot să nu te întreb cum te descurca cu absențele. Ai găsit înțelegere la profesori? E complicat de explicat. Au fost probleme, a fost uh, faptul că nu este o scutire oficială. Școala mea a devenit destul de strictă când vine vorba de scutiri. Primește numai scutiri medicale, nu primește scutiri de la părinți decât pe perioade foarte scurte. Care de... în alte părți sunt uzuale. Și număr limitat. Dar uh, într-un fel s-a scos la capăt, nu știu exact cum, pentru că nu m-am ocupat eu direct, ci am lăsat pe adul să... Normal. Da. Dar e bine când se termină cu bine, cu oricâte probleme Evident. ar fi. Rareș, detaliază-ne puțin participarea ta la OECD. Păi, tot a început când școala mea a fost selectată să primească o vizită de la cei de la OECD. Pentru acea vizită, normal, era nevoie de traducători. Așa că profesoara mea, care și diriginta mea și profesoara mea de engleză, ea ne-a selectat. A selectat care sunt copiii care să fie traducători. Am fost și eu printre ei și, pe urmă, când a primit oportunitatea de a lua trei copii, ea de la o clasă și doamna Dragomirescu cu trei copii de la clasa ei, am fost printre cei selectați. A fost foarte plăcut. Normal, am fost un pic speriat la început, dar mi-a plăcut faptul că au pus accentul pe copii, da? pe a lua părerile lor și se vedea că sunt niște oameni foarte deștepți, <laughs> foarte uh, educați și ne tratau cumva ca pe niște egali, să spunem, <laughs> pentru că se raportau foarte diferit la experiențele noastre. Adică nu. Uh, n nimeni n-a spus că știa tot, spre exemplu. Și acolo ați funcționat uh, doar ca traducător sau ați putut să și vorbiți voi? Uh, am fost traducători pentru că. Um, fiecare clasă, aproape fiecare clasă, de fapt avea câte un proiect. Spre exemplu, eu am fost raducător la o clasă de informatică unde copiii au prezentat cum au reușit să facă anumite modele uh, uh, din cod și cât de mult i-a ajutat inteligența artificială. Dacă a reușit să facă inteligența artificială de la zero codul respectiv, dacă au putut să-l folosească, și a fost foarte interesant. A trebuit să învăț un pic de vocabular specific ca să fie mai ușor, dar a fost o experiență foarte frumoasă. Și Project Infinity, ce este? Project Infinity este un proiect al OECD-ului care se desfășoară pe plan internațional și el constă în a avea mai multe clastere, clastere formate din mai multe țări, țări care au tre câte trei echipe. Ce se întâmplă. În acest proiect Infinity se face busola elevului. Am văzut în summitul din 2023 că se făcea busola profesorului. Busola profesorului e pur și simplu cumva ca un ghid pentru profesor și acum se face busola elevului, deci ca un ghid pentru elev. Suntem trei echipe, GT1, GT2, GT3. Fiecare a putut să-și aleagă pe ce voia să meargă, spre exemplu subiectul, da? Noi avem așa GT1 care este Education, după care GT2 Wellbeing și GT3 unde sunt eu cu Job Zeninca. Și fiecare încearcă să ajute Wellbeing-ul, da, starea de bine, uh, într-un mod cât mai internațional, dar încercăm să ne limităm la lucruri locale, încercăm să nu facem ceva în care să ne ajutăm numai pe noi, pe cei din România, încercăm să facem lucruri care pot fi implementate în plan internațional uh, și încercăm să-i ajutăm cu stresul, spre exemplu stresul când vorbim de educație, stresul când vorbim de la well-being intră mai multe. Uh, intră și depresia, frica de eșec și așa mai departe. Vă Ei, și de la, da. Iar la noi, la GT3, noi ne ocupăm în principal cu a reduce stresul când vine vorba de a planifica viitorul și de a înțelege mai mult sfera asta financiară. Eva, unul din programele la care ai participat și particip se numește Kids Take Over. Dacă traduc eu bine, ar însemna copiii Preiau puterea. Există vreo șansă să se întâmple asta? În ce sens? În sensul să se țină mai mult cont de părerile voastre. Eu cred că există șansa, numai că este nevoie de efort ca să, se, ca să fie un takeover complet și este nevoie de un mod de selecție foarte fin, ceea ce, din nou, cere foarte mult efort. Dar cred că este posibil. Se mai întâmplă din când în când, la anumite niveluri, mai mici, mai mari, la nivelul când se întâmplă școala altfel și se ocupă consiliile elevilor, când participă un copil la ceva, orice, într-o poziție în care poate să ia o decizie în locul unui adult, se întâmplă și fiecare lucru de genul ăsta este un pas pentru mine. Acum Kids Takeover, cel cu hashtag, a fost o campanie mai mult pentru a face copiii să se simtă mai puțin singuri în timpul pandemiei și nu a fost ceva neapărat care să ia decizii, să se implice în mod direct, ci mai mult o mișcare de media. Din nou, ca să câștigăm vizibilitate, să fie copiii văzuți mai clar. Consiliile elevilor despre care ai pomenit chiar funcționează, din câte știi tu? Da. Da. Există consilii școlare care nu există, care au foarte multe posturi vacante, dar asta este o problemă care este la nivelul unor școli în care nu sunt încurajați. Dar, de exemplu, la școala mea, Consiliul Elevilor funcționează, uneori cu o stângăcie, uneori, uneori foarte bine și, mai ales la nivel național, totul merge foarte bine, din câte am observat eu. Nu sunt membră în Consiliul Elevilor dar am prieteni care au funcții în consiliile elevilor și la Național și la București și la mine în Giurgiu și cred că merge bine. Radeș, colegii tăi, într-o majoritate să spunem, poate e o întrebare răutăcioasă, măcar știu ce este OECD-ul? Da, știu și știu mai ales pentru că pf, suntem cinci copii din clasa mea care facem parte din acest proiect și atunci au reușit să se integreze cumva destul de bine. Și punem foarte mult accentul pe munca în echipă. Și tocmai dau și reușit să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă OECD-ul, pentru că l-au trăit <gânt> sub o formă sau alta. Adică noi avem, spre exemplu, pentru podcast, nu putem să ne descurcăm numai patru copii, avem nevoie de cineva care se descurcă cu camera, cineva care se descurcă cu luminile, cineva care se descurcă cu echipamentul. Și atunci avem cumva o echipă extinsă, formată din uh, prieteni care ne sunt și colegi și cărora le mulțumim foarte mult că ne ajută și că fac într-o oarecare mă, măsură parte din acest proiect. Ne-am dorit dacă am putea să-i să, luăm, să luăm, cu noi când prezentăm proiectul. Nu știu dacă o să fie posibil, dar eu rămân optimist. Pretextul sau subiectul ediției de astăzi a emisiunii de ceași citi este cum să te în viață. Și v-aș întreba pe fiecare dintre voi ce considerați voi că înseamnă să te descurci în viață și cum poți să obții lucrul ăsta? Eva? Uh, consider că este vorba de găsit soluții. Să știi, cum a zis și el, să analizezi situația, să îi găsești o soluție, de fapt mai multe soluții și să știi să alegi dintre ele. Cam asta, cred că înseamnă în principiu să te descurci, să ți rezolvi problemele, să știi la cine să apelezi, să știi cum să acționezi pentru a-ți rezolva orice problemă și să știi ce ai de gând să faci în continuare. Poate nu pe un termen foarte lung, pentru că se poate schimba și ultimul lucru de care ai nevoie e rigiditate, dar să știi ce o să faci pe termen scurt, câteva luni. Să fie totul planificat într-un mod flexibil. Rare știe să-ți reformulezi întrebarea. Să te descurci în viață nu înseamnă să faci jos de bani? <laughs> sincer, să te descurci în viață, din punctul meu de vedere, înseamnă să fii mulțumit cu tine, cu punctul în care ai ajuns. Nu e vorba despre bani și, sincer, fiecare își creează propria viață. Dacă cineva e bucuros pentru care bani lăsați-l să fie bucuros. Da, nu... Lăsați-l să se simtă bine și asta este un alt lucru. Uh, trebuie să fim sinceri cu noi. Trebuie să fim sinceri cu ce ne place, ce ne displace și să nu încercăm să ne închidem în noi. Trebuie să fim sinceri, să spunem oricui întreabă uite, asta îmi place, uite, asta nu-mi place și probabil o să putem să fim un pic mai liniștiți. Și să găsești căile, cum ați spus da, ea, a exact. ajunge la acel lucru care îți place. Exact. Nu mai avem multe minute și vreau să neapărat să vă pun amândurora aceeași întrebare. Și anume, din experiențele acestea despre care am vorbit foarte pe scurt, de altfel, pe care le-ați trăit și le trăiți în continuare, care sunt lucrurile cele mai importante pe care le-ați aflat? Care sunt lucrurile cele mai importante pe care le-ați învățat? Eu sunt cu activități de astea de când aveam 11-12 ani, deci este foarte greu să separ ceea ce a fost creștere pur și simplu, vârstă, în comparație cu ceea ce am învățat prin prisma acestor activități. Dar sunt convinsă că diplomația intră aici, skillurile de debate, și oratoria și mai ales faptul că am cunoscut foarte mulți oameni care m-au ajutat foarte mult și care mi-au deschis foarte mult modul de a privi, mi-au deschis foarte mult alegerile, când vine vorba de orice, de facultate, de școală, de citit, de absolut orice și consider că cu atât mai mulți oameni inteligenți și educați și care se pricep în domeniul lor sau în mai multe domenii, nu contează care ar fi acela, poți să evoluezi tot timpul. Rară și aceeași întrebare, ce ai învățat, ce ai aflat? Eu am învățat că este foarte important să fii transparent, să știi ce vrei și să spui cu toată tăria că îți dorești acel lucru. Am învățat că, este, că munca în echipă, la fel, este foarte importantă și am învățat că trebuie să privim Contextul, la fel cum am spus și înainte, la fel cum noi trebuia să găsim o soluție pentru această problemă da, legată de stres, când vine vorba de carieră, nu, put, nu poți pur și simplu să spui, uite, asta e problema, hai hai cu soluția. Nu, trebuie să înțelegi tot contextul și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult în viața de zi cu zi. La fel și cartea din care v-am citit fragmentul m-a ajutat foarte mult și încă mă ajută pe parcursul proiectului, este o carte la care mă întorc de fiecare dată când am o problemă, tocmai pentru că mi-am dat seama că pot să-mi dau singur seama ce tip de mindset am, în ce moment, dar este foarte... contează foarte mult să știi când ai un mindset rigid și să stai un pic, să tragi aer în piept și să asculți și prietenii sunt foarte importanți. Să tragi aer în piept și să asculți. Iată o frumoasă încheiere la discuția noastră. Vreau să vă mulțumesc că ați venit și să vă spun ceva ce n-am mai spus altor invitați, și anume că sunt încântat că v-am cunoscut și că ați fost aici alături de noi. Iar dumneavoastră, stimați respectator, Tudor Călin Zarojanu vă urează o zi bună!